La conferința de presă desfășurată la sediul Inspectoratului de Poliție Călăraș, comisarul șef de poliție Petronel Dumitrașcu a prezentat proiectul de renovare energetică a clădirii IPJ Călăraș. O să încep cu proiectul care vizează aparatul județean. Este vorba de proiectul prin PNRR. Presupune renovarea energetică aprofundată a clădirii IPJ Călăraș. Este un proiect cu o valoare totală de 20.537.070 valoare cu TVA. Perioada de implementare este 15 decembrie 2022, 15 decembrie 2025. La data de 15 ianuarie a fost semnat contractul de achiziție de lucrări de construcție, urmând ca amplasamentul în care ne aflăm să fie predat către constructor ca o estimare undeva în perioada 15 februarie până la data de 1 martie, în raport de capacitatea organizatorică a constructului de a-și organiza șantierul și a noastră de a produce efectiv mutarea în noul sediu. Noi am început deja activități specifice pregătitoare de mutării și credem că și noi până la această dată, ca un termen maximal, vom funcționa în nou sediu, aspect de care vă vom notifica prin comunicat de presă, atât pe dumneavoastră, cât și pe cetățeni, pentru a ști modalitatea în care poate să relaționeze cu noi. Până în prezent, lucrurile au decurs absolut normal, suntem în grafic, nu avem întârzieri și suntem cât se poate de bucuroși de capacitatea de a implementa și acest proiect. Totodată, comisarul șef de poliție a menționat că printre proiectele aflate în curs de reabilitare se află și sediul poliției municipiului Oltenița. Sediul Oltenița este un sediu destul de mare ca și imobil. Este un proiect la fel de amplu și de serios. În mod normal, proiectul trebuia să fie închis, finalizat până la data de 31 decembrie, însă, din rațiuni ce țin strict de activitatea și de capacitatea organizatorică a constructului, încă se află în lucru. Estimarea noastră este de asemenea undeva până în finalul lunii februarie, credem că va fi sediul operațional și la momentul în care vom face inaugurarea o să vă invităm și pe dumneavoastră să percepeți în mod direct modul în care a fost realizată construcția. De asemenea, la același sediu avem în vedere, cu fonduri bugetare proprii, să realizăm și alte investiții, în sensul că nu doar clădirea principală va fi dată la gata, ci va fi modernizat întreg ansamblu care reprezintă sediul poliției Oltenița. Avem și niște anexe pe care dorim să le modernizăm și, de asemenea, dorim să realizăm, ca și la IPJ Călăraș, un sistem de acces cu barieră și cu recunoaștere automată. Sperăm să realizăm în termen cât mai scurt și aceste lucruri și vă vom informa despre aceasta. Îți dorești servicii publice digitalizate și performante, mai multă transparență în activitatea administrației publice județene și acces la servicii publice partajate? Consiliul Județean Călăraș implementează proiectul Soluții Informatice Integrate pentru Simplificarea Administrativă și Reducerea Birocrației prin digitalizarea serviciilor publice partajate la nivelul Consiliului Județean Călăraș. Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitatea Administrativă 2014-2020, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European.